O nouă monedă face furor printre colecționari. Aceasta a fost scoasă la vânzare pentru o sumă foarte mare de bani. Așadar, care este moneda din România care se vinde cu 16.000 de lei pe internet? Mulți numismați o doresc pentru colecție, însă s-ar putea să o ai și tu prin casă. Un colecționar vinde o monedă pe OLX cu 16.000 de lei. Moneda este românească și se poate să o ai și tu prin casă. Numismații sunt în stare de alertă în aceste zile, după ce pe internet a fost postată la vânzare o monedă românească, care costă numai puțin de 16.000 de lei. Toți vor să o găsească cu gândul la suma mare de bani. Moneda rară a fost emisă în anul 1943, are valoarea de 100 de lei și are pe avers chipul regelui Mihai. Este foarte posibil să o ai și tu prin casă și ai putea să o comercializezi pe foarte mulți bani. De asemenea, pe avers se regăsește inscripția Mihai I regele românilor și efigia regelui spre dreapta. Sub gât este scris numele Gavorului Hașionescu. Pe revers găsim valoarea nominală 100 lei și anul 1943 într-o cunună formată dintr-o ramură de laur. Și una de stejar, în partea de sus a monedei se regăsește coroana. Moneda are o inscripție și pe muchie, respectiv Nihil Saindero, care se traduce nimic fără Dumnezeu, acesta fiind motoul regalității din România. Trebuie menționat faptul că moneda a fost scoasă la vânzare pe data de 3 ianuarie 2023, iar numărul celor care s-au uitat la ea este de aproape 900 de persoane. Relatează playtech.ro.